Crime oribile în Viena. Un migrant a înjunghiat mortal mai multe femei într-un bordel din capitala Austriei, după care a încercat să scape de poliție. El a fost găsit în timp ce se ascundea în tufișurile din apropierea locului în care a comis crimele. Trei femei au fost ucise cu sânge rece într-un bordel din Red Light District din Viena de către un tânăr în vârstă de 27 de ani. Acesta venise din Afganistan și ceruse azil în Austria. Cadavrele au fost descoperite de o persoană care ulterior a și sunat la poliție. După comiterea crimelor, tânărul l-a atacat și pe un bărbat care se afla în bordel în acel moment și l-a rănit grav. La scurt timp după aceea, autorul crimelor a fost arestat într-un parc situat chiar în apropierea bordelului. El a încercat să se ascundă în tufișuri, iar când a fost găsit, a opus rezistență, astfel că poliția și l-au imobilizat cu forța. El prezenta și mai multe rând de cuțit pe care și le-ar fi făcut singur. De altfel, la momentul arestului, el avea la el un cuțit cu care ar fi și comis crimele. Autoritățile nu au stabilit încă motivul pentru care le-au murât pe cele trei femei.